Salutare, bun găsit la dezbaterea zilei. Am tras recent cortina peste ediția de pandemie a Jocurilor Olimpice. Totul este acum în istorie, în statistici și în dezbaterile care nu se opresc odată cu stingerea reflectoarelor pe arenele din Japonia, ci continuă și chiar se sentețesc. Apropo de statistici, România la Tokyo 2021 se rezumă așa. 101 sportivi calificați, o medalie de aur, 3 medalii de argint, locul 46 pe națiuni. Un loc mai sus comparativ cu Rio 2016, dar tot cele mai puține medale din ultimii 70 de ani le-am adunat. E mult, e puțin, ne așteptam la mai mult sau e bine și așa. Încercăm să argumentăm azi aici la dezbaterea zilei. Întrebarea este așadar, cum privim bilanțul României la această ediție de Jocuri Olimpice? A fost un bilanț mulțumitor sau unul rușinos? Discutăm, ca de obicei, cu Dan Udrea și Remus Răureanu, colegii mei de la Gazeta Sporturilor, ziariști cu experiență. Haideți să vedem așadar cum se împart opiniile aici în studio. Începem cu tine, Dane. Eu spun că sunt foarte puține medalii, chiar raportat la nivelul de investiții din România. Pentru că discuția care s-a făcut inclusiv pe parcursul acestor Jocuri Olimpice, plecată mai ales după declarația făcută de Ana Maria Popescu, e legată de faptul că statul nu investește suficient sau nu finanțează suficient sportul românesc. Așa. Mie mi se pare că finanțează suficient. A, că mai departe acești suficient, bani... Suficient, dar și eficient, că e o discuție. Păi da, statul finanțează. Finanțează o federație, finanțează un club. Mai departe, că acești bani nu sunt manageriați corect, că nu există manageri, nu există antrenori, nu există președinți de federații capabili, asta e cu totul o altă discuție. Dar mie mi se pare că sunt bani suficient de mulți. Când am dat acel raport făcut de Blocul Național Sindical în primăvara acestui an, da, publicat de Gazeta Sporturilor, reșa o medie, evident, zilnică, de 1 milion de euro din bani publici. Că erau în infrastructură, că erau direct adresat federațiilor, nu contează, pentru că și infrastructura te ajută și banii. 1 milion de euro zilnic din bani publici. Nu mai spun cluburile private, sponsorizări și altceva. Mie mi se pare enorm. Dacă ăștia nu sunt bani suficienți pentru a câștiga mai multe medalii și pentru a fi în primele 15-20 de destul de mult, să știi, federații, ca populație zic. Păi adică tot, este un argument pentru care ar trebui să avem mai multe medalii la acești bani. Baza de selecție, exact, ar trebui să fie suficient de mare, dar nu am seama dacă banii ăștia sunt suficienți, nu cred. Mie mi se par suficienți. Și am și câteva exemple. În acest an, bugetul anumitor federații. Federația de lupte, 1 milion de euro. E mult? Se pare că sunt cheltuieli mari la lupte. Federația de judo, 1 milion de euro. Deci judo și lupte împreună, 2 milioane de euro. Mie mi se pare enorm. Enorm. Box. Și de ce dau exemplu box? 500.000 de euro. Pentru că spunea acel sportiv care a pierdut în primul tur că la un moment dat federația nu i-a asigurat nici masă. Păi din 500.000 de euro tu nu ești în stare ca manager de federație, manager de club să asiguri măcar masă, cazare decente unui sportiv care merge la Jocurile Olimpice? Mi se pare inadmisibil, pentru că găsim exemple sau contraexemple la Federația de Canotaj, unde Elisabeta Lipă văd că se bate și se ia de piept inclusiv cu miniștrii. Păi așa trebuie să faci. Te duci și spui public când ministrul nu îți răspunde la telefon, pui presiune pe el publică, ziariștii îl caută, la un moment dat el dă comunicat, îți rezolvă problema, soliciți mai mulți bani și înțeleg, pentru că Remus îmi spunea că a discutat cu unul dintre sportivi, că în momentul de față, sau mă rog, în ultima vreme, ultimii ani, condițiile sunt excepționale de care au parte acești sportivi. Excepționale. Cei de la vârf. Materiale foarte bune la nivelul de top, exact. N-au apă, n-au unde. Se antrenează în Snagov, unde trec toți șmecherii cu bani mulți, cu șalupe. Da, aici am mai rezolvat cât de cât din probleme Elisabeta Lipă. Da. Să ai materiale la dispoziție cu mare Australia, da. Noua Zeelandă, Olanda, bărci. Adică Marea Britanie, bărci la nivel de top, mi se pare mare, deci se poate. Cum Federația de Canotaj poate? Cum? Și alte federații nu pot. Apoi, spuneam că sunt bani, după părerea mea, sunt bani mulți. Cred că la un moment dat Octavian Belu spunea o chestiune cu care eu tot timpul am fost de acord. Nu mi se pare că statul trebuie să finanțeze absolut toate federațiile și toate sporturile din România. Păi mă uitam acum, Federația de Sambo a primit în 2021 170.000 de euro. Dacă vă întreb ce e Sambo, știți? Că nici eu nu știam și m-am uitat pe internet. Ceva.
Adică s-a mai creat o federație, ca să nu-i spună de arte marțiale sau de karate, că sunt vreo 7 sau 8, ca să primească și ea finanțare doar pentru că raportează sportivi legitimați. Octavian îmi spunea, dan sportiv, ok, finanțezi, dar nu finanțezi ca număr de participanți aceeași sumă ca și cum ai da la gimnastică. Că evident că la dan sportiv poate sunt 50.000 de sportivi, la gimnastică mai puțin, dar relevanța finanțării nu e asta. Aici discuția ajunge în altă zonă. Dacă statul trebuie să finanțeze performanța de vârf, medaliile olimpice, nu, trebuie sau trebuie să finanțeze sănătatea. Pentru că, până la urmă, practicarea oricărui sport, fie că are potențial deci de medalii sau nu... Nu putem face o diferențiere între a susține sportul de masă pentru sănătate și sportul de performanță. Pe bun, dacă mergem pe ideea asta, atunci sportul de performanță, hai să prioritizăm 4, 5, 7 discipline la care avem tradiție, la care poate gena ne spune că putem obține performanțe, gimnastică, canotaj, scrimă, poate atletism, că eram înainte, habar n-am. Președintele Comitetului Sportiv Norvegian a dat un interviu pe care și Gazeta Sporturilor l-a preluat din presa norvegiană după Jocurile Olimpice de iarnă, unde Norvegia a fost pe primul loc și revenise, sau mă rog, nu fusese niciodată pe primul loc, și a explicat strategia pe care a avut-o și a spus în felul următor: Norvegia avea bani să susține toate sporturile olimpice de iarnă. Numai că a spus, nu asta este ideea, să le susținem pe toate. Am prioritizat 6 discipline, 7, unde noi suntem exact ce spuneam mai devreme. Celelalte, n-am renunțat la finanțare, le-am susținut cât oamenii să vină, să da copiii să-l practice. Și așa am ajuns pe primul loc. Deci Norvegia a fost pe primul loc. Apropo de sporturile, avea bani să susțină toate. De sporturile cu potențial și la care aveam tradiție, trebuie să citesc de aici... clasările românilor la atletism, la această ediție de Jocuri Olimpice. Locurile ocupate de noi au fost așa: 20, 17, 33, 18, 17, 24, 26, 12, un forfe și un loc 6. Cea mai bună clasare, loc 6, în rest de la 17 în jos. Apropo de sporturi la care cândva contam, însemnam foarte mult. Aici încă am fost prezenți, de la gimnastică. Înțeleg, îți aminte podiumul de la Sydney? Da. Ok, s-a întâmplat chestiunea cu Andreea Răducanu, dar podiumul ăla de la Sydney rămâne una dintre, să zic, imaginile memorabile în istoria tuturor Jocurilor Olimpice, nu pentru la România. Gimnastică, anul ăsta am avut un loc 65, un abandon în final al Larisei și un loc 16 în calificări pentru Grăgulescu. Chestiunea cu canotajul. Și la canotaj România o luase în jos. Deci noi nu mai câștigasem, cred că, medalie de aur din 2008, dacă nu mă înșel. Adică au trecut 13 ani. A venit un manager care, repet, s-a bătut pentru sportivi, s-a dus peste oamenii politici. A avut și antrenori străini. Da, o strategie coerentă și uite că a reușit. Poate că și Ana Maria Popescu poate că are dreptate când spune: noi n-am avut condiții bune, că n-am avut sparii partner, a trebuit să vină unul de 43 de ani retras. Da, ea poate are dreptate, dar cel care conduce sau cea care conduce Federația de Scrimă ar fi trebuit să îi le pună la dispoziție. Eu cred că ar fi avut suficiente fonduri încât să facă în așa fel încât Ana Maria Popescu să fie avut la dispoziție și Scrimă a avut un milion de euro la 600 de sportivi. Da? Și Ana Maria Popescu este vicepreședinte al Federației de Scrimă, nici așa. Deci, practic, era în dublu rol aici. Da. Repet, mie mi se pare că poate raportat la numărul de locuitori, România nu investește în sport cât investește Ungaria, asta putem discuta. Dar asta nu înseamnă că dacă toate celelalte state din Europa nu investesc cât Ungaria, înseamnă că toate nu investesc cât trebuie. Spune-ne cine este aliatul tău. Marian Ursescu, cel care a și fost acolo la Jocurile Olimpice, șeful departamentului sportului la Gazeta. Marian Ursescu, colegul nostru care a relatat pentru cititorii Gazetei de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, chiar de la fața locului. Îl ascultăm cu concluziile lui despre starea sportului românesc și despre recolta asta de la Jocurile Olimpice. Sportul nu mai e de mult o prioritate în România și asta se vede în rezultate. Chiar și așa, banii investiți în sport sunt cheltuiți prost, fără finalitate. A 10-a țară în Europa, după numărul de locuitori, România este abia a 28-a după performanțele de la Tokyo. Suntem sub țări precum Kosovo, Georgia, Israel, Slovenia, Croația, Ungaria sau Belgia. Federațiile și-au asumat înainte de Jocurile Olimpice o serie de rezultate, dar acestea au fost neconforme cu realitatea.
dădea bine să promiți că iei medalii la Tokyo, mai ales că urma să se împartă bugetul pe anul 2021. Au fost federații care nici măcar nu au reușit calificarea la jocuri, dar au promis medalii. 13 federații aveau drept obiectiv o medalie la Tokyo, dar două au reușit. La noi se pune parcă accent pe cantitate, nu pe calitate. România a avut 101 sportivi calificați, dar au obținut 4 medalii. Bulgarii, vecinii de la sud, au calificat 42 de sportivi la Tokyo și au câștigat 6 medalii, dintre care 3 titluri olimpice. Și exemplele pot continua. Georgia a avut 35 de sportivi și a câștigat 8 medalii, Norvegia 85 de sportivi și tot 8 medalii. Cu Ungaria nici nu ne putem compara. 166 de sportivi au avut maghiarii, cu 20 de medalii cucerite și 6 titluri la Tokyo. România și-a pierdut sporturile de tradiție și aici la Tokyo, când vorbești de România, invariabil ți se răspunde Nadia Comăneci. Gimnastica românească a murit însă. Iau medalii țări precum Belgia, Israel, Olanda, iar noi mai respirăm doar prin Marian Drăgulescu la 40 de ani și Larisa Iordache la 25. Nu mai avem box, nu mai avem lupte, canoe, nu mai avem sporturi de echipă. Peste 3 ani la Paris visăm iar la multe medalii. Dar cu ce? Nu avem stadioane, nu avem săli de sport, bazine de înot. La copii și juniori, sportul se face pe banii părinților. Și următorul guvern ne va anunța că sportul nu e o prioritate. Mulțumim, Marian Lusescu, pentru intervenție. Remus, te ascultăm cu argumentele tale. Da, mie mi se pare că rezultatul e unul care ilustrează valoarea reală a sportului. Deci nu trebuie să fim nici entuziasmați, nici dezamăgiți. Nici dezamăgiți, da. Vorba românească, atât s-a putut, nu? Valoarea reală și preocuparea adevărată față de sport. Recoltele bogate din trecut, acum e clar că așa se întâmpla, erau rezultatul nevoii de propagandă a regimului comunist, care folosea sportul masiv, propaganda regimului comunist nu doar din România, în general a comunismului. Jocurile olimpice erau ocazii... Nu toate țările care performează și care adună medalii cu cârca au nevoie de chestiile astea pentru propagandă, nu? Acum, da. Asta spun. Da. Noi am obținut rezultate doar când comunismul a avut nevoie de propagandă și de folosirea sportului ca armă. Rezultatele bune din anii 90 și din prima parte a anilor 2000 au provenit tot din sistemul, din sistemul care exista atunci. În fotbal la fel a fost. S-a topit moștenirea comunistă și n-a mai apărut nimic. S-a terminat și fotbalul. Bun. Iar valoarea reală și priceperea reală pentru sport în România sunt astea de acum. Rezultate fără ca cineva să creeze un mecanism imens, o crescătorie uriașă de sportivi. Când e un regim liber, românii nu mai reușesc să se organizeze, să se antreneze, să câștige. E clar că soluția nu poate fi întoarcerea comunismului. Pe asta o scoatem. Nu, e clar că nu. Nu insist că ar trebui să ne întoarcem la comunism. Doar că nu reușim să găsim o soluție. Fără sistemul acela centralizat. Acum câteva zile la dezbaterea cu Messi spuneai că Messi ar trebui să joace gratis, deci n-ar fi chiar o surpriză dacă ai insistat să revenim. Te aștept să vin îmbrăcat în roșu de acum înainte. Sunt de acord cu Dan că nu lipsa banilor ar fi problema. Spuneam că la scrimă bugetul e de 1 milion de euro anual pentru 600 de inși. De câți bani ar avea nevoie 600 de sportivi? De 1 miliard de euro? Sunt nevoi pe care probabil că superficial de la distanță nu le putem intui, dar fiecare sport are un specific și alte cheltuieli. Bănuiesc că nu pot fi aceleași cheltuieli și la canotaj și la karate, unde ai nevoie doar de o saltea și de niște apărători eventual, nu? Versus niște bărci performante, poate niște... Poate că nu banii sunt problema. Uite, Basara Panduru mi-a spus o chestiune cu care sunt de acord și am reflectat. A zis, eu are întâmplător că am luat aproape toate medaliile, dacă o excludem pe Ana Maria Popescu, da, experiența ei, valoarea ei, la un sport unde sportivii stau în cantonament 11 zile din 11 luni din 12? E întâmplător? Eu cred că nu e. Dar nici nu mai poți face, Dan, multe sporturi. De ce? Asta. Nu mai acceptă oamenii. În fotbal mai poți să-i ții în cantonament ca în anii 70? Fotbalul lăsăm la o parte pentru că vorbim de jocuri olimpice. Fotbaliștii provin tot din societate, sunt tot tineri. La canotaj s-a putut, nu? Și bănuiesc că nu i-a obligat nimeni pe sportiv. Asta e metoda.
Asta e împământărire. Unica metodă. La gimnastică oare nu s-ar putea face la fel cum stăteau fetele la cantonament la, la Deva? La, nu s-ar putea face? Cred că ajungem într-o zonă unde, unde discuția se duce și spre durere și către niște sacrificii care nu merită făcute în numele medaliilor. Apropo de gimnastică și de ținutul fetelor în cantonamente stricte. Crezi că e obligat cineva pe sportivii de la cantonament să stea în cantonament? Nu. Și a spus, dacă nu stați în cantonament, ajungeți la închisoare? Nu! Stați în cantonament, cine vrea, în dure, crezi că nu sunt sacrificii acolo? Ei știau că cine vrea să fie canotor nu are, că, nu are de ales, trebuie să stea în cantonament. În alte sporturi... Bun, și s-au găsit astfel de oameni. Se, care găsit, face, da. Nu, se poate face un calcul cost-beneficiu pe anumite sporturi și acolo unde simți că drumul către medalie e mult mai scurt, merită să faci niște sacrificii de genul ăsta. Da. Dar dacă ajungi, nu știu, în gimnastică, unde concurența a ajuns uriașă în momentul ăsta, dacă ajungem nu mai la concluzia că sistemul ăsta de la canotaj a fost câștigător, că poate nu ajungem la concluzia asta. Eu am spus ce să spunem, i-a atras atenția lui Panduru. Da. Dar mie nu mi se pare întâmplător. Poate nu mai găsești 100 de handbaliști și de handbaliste dispuși să stea în cantonament non-stop. Dacă mai găsim alte 3 sporturi, da? Poate că reușim să avem mai multe medalii. Că dacă, de exemplu, făceam chestiunea asta la gimnastică, mai câștigam 4-5, așa acolo sunt multe probe, dacă mai găseam un alt sport, iarăși 4-5-6 medalii, și nu mai eram pe locul 46, eram în primele 15 țări și iarăși spuneam că totul e ok. De asta nu știu cum trebuie proceda, dar nu chiar discuția nu de bani. E posibil altfel, fără închisoare? Cu siguranță că nu e știu. Posibil altfel, pentru că în toate celelalte țări se poate altfel. Exact. Adică, slovenii cum ține, fac? Ține, sunt buni toate sporturile. Mă gândesc că toată Slovenia e în cantonament non-stop. Așa e. Hai să ascultăm o voce în plus. Luisa Paul, colega noastră, va discuta cu aceleași, aproximativ aceleași argumente. Bun. Unul dintre cei mai experimentați jurnaliști de sport din țară, Luminița Paul, ascultăm argumentele ei. Bilanțul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo seamănă foarte mult cu cel de la Rio de acum 5 ani. Dacă este mulțumitor sau dezastros, mai degrabă cred că este unul realist, este unul lucid și reflectă foarte clar starea sportului românesc din acest moment, dar și din ultimii ani. Dacă ar fi putut să fie mai bun, probabil că da, dacă s-ar fi întrunit niște condiții care apar totuși greu în cazul, în situația în care mergi la o asemenea competiție imensă cu doar opțiuni la medalii și acelea destul de puține. Ce se poate face? Mi se pare că este evident exemplul foarte bun oferit de canotaj, dar toate aceste lucruri vin în baza unui plan care se desfășoară pe ani de zile. Un exemplu de sistem resuscitat la care ne putem raporta cât de bine se poate preta în România, dar merită luat în calcul ca un exemplu. E ceea ce au făcut britanicii, sigur, toți în proporțiile, dar este un exemplu interesant. După Jocurile Olimpice din 1996 de la Atlanta, când au ieșit pe locul 36 în clasamentul pe medalii cu un singur aur, au realizat că trebuie făcut ceva, a fost un semnal de alarmă și atunci au investit mult în sport, dar au făcut-o apelând nu la bugetul de stat, ci finanțând sportul cu în proporție de 3/3 cu bani de la loteria britanică. La Rio, spre exemplu, Marea Britanie a terminat pe locul 2, acum la Tokyo pe locul 4. Acești bani de la loterie înseamnă că nu sportul nu este supus fluctuațiilor de buget. Au investit poate în sporturi mai puțin populare, dar în sporturi care le-au adus medalii, unde sunt multe probe și pot câștiga mai multe medalii. Aceasta a fost miza. Și până la urmă este un exemplu măcar de luat în calcul, dacă nu de aplicat cuvânt cu cuvânt. Îi mulțumim colegii noastre, Luminița Paul, pentru această abordare echilibrată a situației din sportul românesc și a bilanțului de la Jocurile Olimpice. Cum spuneam și la început, este clar cea mai slabă recoltă de medalii olimpice din ultimii 70 de ani, deci nu putem spune că bilanțul a fost mulțumitor, dar aș duce un pic discuția dincolo de medalii și a spune că este absolut necesar ca sportul să fie declarat prioritate națională, altfel nu putem ieși din
din fundătura asta și dacă am avea, evident, o strategie națională pe sport, atunci medaliile n-ar trebui să fie scopul, ci doar efectul acestei strategii, pentru că, din punctul meu de vedere, nu medaliile sunt importante, ci important e să avem cât mai mulți oameni care fac sport, încă din copilărie, nu forțați, cum spunea Remus, că se întâmpla în comunism, ci conștienți că sportul înseamnă și plăcere, dar și sănătate. Și astfel mărim baza de selecție și având condiții foarte bune pentru cei mai mici care intră la baza sportului și profesionalizând, evident, educația sportivă, performanțele ar fi și ele inevitabile și ar apărea absolut natural. M-aș întoarce la ceea ce spuneam în chiar prima ediție a dezbaterii zilei, în martie 2021, ai amintit tu, Dane, un pic mai devreme, și tu spuneai că ți se pare că sunt suficienți bani pompați de statul român în fotbal. Ne amintim împreună, dar ne amintim împreună că și concluzia acelei anchete publicate în martie 2021 a fost că e posibil ca banii să fie suficienți, dar cu siguranță nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. Da, exact asta am susținut aici. Da. Bani sunt. Acum nu știu dacă sunt bani să termin în primele 10, dar cred că sunt bani care ar fi trebuit să atragă mai multe medalii. Asta e impresia mea. Dacă ei ar fi fost Problema e că banii cheltuiți, nici n-ajung să fie cheltuiți mai cu cap de cei implicați în sport, că deja sunt cheltuiți fără cap de cei care decid împărțirea lor. Știi că erau tot felul de situații. Adică, nu știu, o comună din Sibiu avea buget mai mare pentru sport decât, nu știu ce, reședință de județ. Era absolut incredibil. Și dacă tot ne-am întors la statisticile de atunci din acel material, să ne amintim și faptul că la investițiile în sport suntem pe penultimul loc din Europa. Dar oricât ni s-ar părea că există bani pentru sport, fiind penultimii din Europa, asta spune multe despre potențialul nostru mai departe. Până nu se vor schimba din temelii aceste realități, medaliile olimpice, mondiale, europene, de orice fel, vor rămâne realități, iar noi vom dezbate la nesfârșit aici, căutând vinovați printre sportivi și antrenori eventual, când de fapt eu cred că ei sunt ceva mai sus, acești vinovați, la vârful politicii, pentru că doar de acolo se poate seta această direcție, bani mai mulți și cheltuiți cu cap pentru sport, care ar trebui transformat într-o prioritate națională. Bun, atât din studiul Gazetei pe acest subiect. Pe voi vă așteptăm cu voturi în sondajul de pe site, cu comentarii pe marginea acestui subiect. Până data viitoare, toate cele bune!